era în care cei mai mulți tineri părăsesc România pentru un trai mai bun, există cazuri în care adolescenții lasă în urmă țări puternic dezvoltate pentru a reînvia satele din Transilvania. Iulius Fabini este un astfel de exemplu. Împreună cu o mână de oameni a creat inclusiv un traseu turistic care leagă 11 sate, de la Viscri la Biertan. Întreaga poveste într-un reportaj semnat de Maria Linda și Mihai Dină. La 70 de kilometri distanță de Sibiu, ascuns între dealuri împădurite și live, se ascunde un sat ca niciun altul. De fapt, Copșa Mare e mai mult decât un sat. E o poveste de care s-au îndrăgostit pe loc mai toți străinii care au ajuns în zonă. Iulius Fabini este unul dintre ei. S-a născut și a crescut în Germania, iar în urmă cu aproape 4 ani s-a decis să nu mai plece din România. Eu am venit aici în România din cauza că am văzut potențialul care are chiar în mediul rural, că aici sunt tradiții, în fiecare curte e ceva de descoperit și sunt oameni foarte, foarte drăguți. Fără să stea prea mult pe gânduri, Iulius a format imediat o mică echipă pentru a-i ajuta pe locuitorii din Copșa Mare, Biertan și alte 9 sate din apropiere să-și promoveze pe internet locurile, dar și produsele pe care aceștia le fac în propriile gospodării. Aici se mai poate realiza ceva ce în vest nu mai este posibil. În Germania s-au pierdut mult din biodiversitate, din obiceiuri, din tradiții, din toate. Mulți săteni, încurajați de Iulius și echipa lui, au început deja să le ofere turiștilor o vacanță altfel în satele din Transilvania, cazare, activități și mese copioase preparate numai din ingrediente locale. Iar turiștii n-au întârziat să apară. Ce impresionează pe ei așa? Frumusețea satului și oamenii de aici, localnicii. Deci oricine ar merge pe stradă, toată lumea salută. Am văzut. Și asta este un lucru, da. Ce impresionează pe turiști, pe majoritatea turiștilor. Mâncare. Pentru că pot povesti cu oamenii. Deci dacă vor să bea o cafea la un localnic, la un om din sat, se pot duce. Simona Seciu a venit în Copșa Mare în urmă cu câțiva ani. Ne spune că n-ar mai pleca niciodată de aici. Sătenii au primit-o cu brațele deschise, iar pentru mulți dintre ei a început să facă pâine pe vatră, așa cum făceau pe vremuri oamenii satului. De fiecare dată când fac pâine, fac câte una, două mai micuțe, pentru că mai vin mamele cu copilașii după pâine. Simona se pregătește pentru noi oaspeți. Vin tocmai din Hamburg. O lăsăm în urmă și mergem mai departe. Pe aceeași stradă, la câteva case distanță, îl întâlnim pe preotul satului. Ne spune deschis și fără ocolișuri cum stă treaba cu turiștii. În Copșa Mare vin turiști de obicei cu foarte mulți bani. Chiar vedeam cu cineva care are casă aici că pe ei interesează să arate totul cât mai medieval. Și pe noi ne interesează să trăim cât mai bine. Este și motivul pentru care și-a deschis mici afaceri. Dacă aș fi un personaj romantic, aș spune da, totul pentru turiști, dar asta facem ca să trăim. E o sursă de venit pentru un preot sărac de la țară. Sebastian este unul dintre puținii tineri rămași în sat. Cei de vârsta lui au plecat de mult în Occident pentru un trai mai bun. El a rămas și nu regretă. Are grijă ca fiecare turist care ajunge prin zonă să viziteze neapărat și mândria satului, biserica fortificată. Acum se fac lucrări de restaurare a vechiului șopron. Acum facem acoperișul și, oricum, ideea de final va fi să facem un fel de muzeu al satului aici. În urmă cu câțiva ani, un turist german aflat într-o vizită la Copșa Mare a văzut biserica. A rămas atât de impresionat de uriașa construcție și istoria ei, încât a contactat imediat comunitatea săsească și împreună contribuie și astăzi la restaurarea cetății bisericești. Biserica este doar pentru vizitatori, nu? Da. Momentan, planul nostru va fi după ce o repunem pe picioare să facem cel puțin o dată pe lună slujbă. Iulius și echipa lui sunt încrezători că lucrurile se vor așeza în micuța comunitate. Pentru asta lucrează zi de zi alături de săteni și toți cei care vor să ajute satele din Transilvania. M-am îndrăgostit de satele românești.